Adevăr, omul ca floarea câmpului. Și ne ducem așa ca și suflarea de vânt. Uneori nu se cunoaște locul nostru. Însă, discutam cu domnul rector când am auzit și noi vestea aceasta, discutam că există persoane, personalități, destine în lumea aceasta a căror loc rămâne cunoscut. Și ați auzit ce rămâne după profesorul de elev. Pentru că a fost și va rămâne o imagine, dacă vreți, a autorului prolific. Fie că vorbesc de domeniul dreptului civil, fie că vorbesc de domeniul dreptului privat, sau iată zona aceasta a dreptului constituțional. Însă, în întâlnirile, intersectările, că nu pot zice de întâlniri, în intersectările mele cu cel care a slujit cu devotament universitatea aceasta, adică Facultatea de Drept, am sesizat în el, dacă vreți, o fermitate îmbrăcată în eleganță. Și dincolo de aceasta, din domeniul abordării analitice a existenței noastre, am observat în el exponentul obiectivității. Mă gândeam la o chestiune, la o afirmație a domniei sale, care a stârnit unele dezbateri și a atras unele atribute în timp. Mă gândeam cât de adevărat este că între unele zone sau sfere ale existenței trebuie să existe și există despărțire într-o cheie dogmatică. Pentru că, iată, între cei ce e sus și ceea ce este jos, cum zice la evanghelistul Luca, mare prăpastie este. Zice, nu se poate trece. Și atunci, de aceea m-am referit la obiectivitatea sa, la modul în care el a putut să asume și să rămână în locurile în care a fost atât cât se cuvine. Dar mă gândeam și la faptul că a fost un om, un universitar, care a știut să aștepte. Și n-a așteptat, iată, nici marcat de întristare, nici cutremurat de disperare. Și a așteptat această clipă a trecerii, pentru că toți trece. A așteptat-o trudind, ostenind și învăluind în iubire. Pentru că, iată, a zăbovit mai mult între noi, pentru ca dragostea să-l înconjoare și să-l conducă către cel care este izvorul dragostei cele inimpiritoare. Atunci când rectorul, că el mi-a adus la cunoștință trecerea la cele veșnice a profesorului Ionteleanu, primul gând care mi-a venit a fost acesta, că s-a stins duminică seara. Zic, iată, a pășit în săptămâna veșniciei. Și cred că aceasta este nădejdea cu care trebuie să plecăm, că pășim, într-adevăr, în săptămâna veșniciei. Și mă gândesc aici, dacă nu mă înșel, și informația este corectă, mi se pare că a fost declarat de ceva revistă de drept anul acesta, anul Ioan de Leal. Primise premiul în 2013 și iată că în acest an, la această frumoasă vârstă, pășește în veșnicie, pășește și se alătură celui care deține cu adevărat toată dreptatea și oferă tuturor dreptilor
întreaga fericire. Universitatea noastră este alături de familie. Exprim condoleanțe din partea noastră a tuturor și cred că locul profesorului Delean va rămâne pe veci marcat aici, fie în sufletul celor 40 de generații de slujitori ai dreptului care s-au format sub oblăduirea lui, fie în instituția căruia a fost dedicată în facultatea de drept, fie în ansamblul întregului universității noastre. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i ofere fericirea cea veșnică, iar familiei mângâiere și întărire, pentru ca să poată trece peste această încercare. E într-adevăr o încercare grea. E o încercare grea, însă, atunci când ești învăluit, iată, de atâta cuprindere de dragoste și recunoștință, când ești înconjurat de asemenea flori, poți să nu uiți că Hristos a înviat, că Hristos s-a înălțat și că toți trebuie să ne înălțăm ca să putem să trecem prin înviere la Tatăl nostru cel din cer. Odihnă veșnică. Vom începe șirul mesajelor